Uite-l, bă, pe Romi, cât unde ai fost, bă? Alo, bă, Romica, mă, tată, ce faci? Ce să fac cu tine? Păi, uite, când am vorbit cu tine, ziceai că e soare și acum plouă. Da, când fost soare. Da, păi, aia zis că el veni echipat de vară. Păi eu, da, dacă mi-a zis că e soare... Când fost soare, da, când fost... Da, eu te-l-a pus să-l ajut pe neamii tu. Când fost soare, când plouă, chiar nu plouă, zic că pe acasă plouă rău. Stâna europeană. În vârful muntelui, muncerul biroanilor. Dar ce le dați să mănânce? Da? Oabe, pâine, care? Ala. Dar și Romica are o... Sate. Și asta e mamă, să zici? Da. La amândoi? Nu, mamă s-a luat ăla. Numai lu' ăsta? Da, da, da. Dar asta e cangal, nu? Ăla nu se mai oprește, bă, frate. Ăla îi dau 10 kg. Da, uite parângul negru. Oricum mai asta? Mai asta multă zăpadă. Da. Acolo și la coasta lui Rus. Da, da. Ăștia le-au fi având acolo pe vale? Acum, da, nu știu dacă ori zis că 2-3 săptămâni mai stau acolo. Adică asta ar fi a treia săptămână. Cine era atunci? Miducul era înaintea lor când pe drum. Ia, culiță, ce faci? Ai intrat de rând la ciobănie? Dar ce să fac? N-am ce să fac. Asta mi-e datoria. Da, ia explicație-mă. Aici când... Că dumneavoastră sunteți șef de strung aici. Da. Și sunteți și cioban, nu? De toate. Dar asta de ce? Fiecare om care are oi trebuie să facă un anumit... Da. Calculăm în funcție de cât durează două brânză, cam mers la 11 săptămâni și calculăm cât iasă de oaie. Dumneavoastră, cum aveți multe oi, trebuie să fie și mult timp cioban, așa-i? Destul. Destul. Păi, am socotit așa că dacă are și la 11 săptămâni și vreo 2 zile, la câte oi la șobanie, cam 2 oi la zi. A trebuit. Acum, putem ieși, nu poți să știi exact că ies sau mai durează sau ies mai repede. Dar câte oi aveți aici? Sunt vreo 300. 317. 317. Și normal până când le țineți aici? Până în... August. Anul trecut, cu a treia brânză, am depășit, nu știu, 2-3 septembrie. 2-3 septembrie. Dar am văzut că este iarbă. Da, după cât a fost deseașit anul trecut, ne speream că... Nu, dar o dat Dumnezeu atunci, oameni, dar ploie și... Da, ne-am descurcat, ne-am descurcat. Și acum de 3 ori le... Le mulgeți, nu? Da, da. La primele două brânze le mulgeți de 3 ori și la a treia brânză numai de 2 ori. Spor la ciobănie să aveți. Mulțumesc. Când l-au făcut? La Alina. Două săptămâni, nu știu. Două. Dar ce fain e, bă. Deci că e din ăla de Astrahan. Lezi, vine aici. Cași din Asta-i fratesul al meu, ăla primul. Asta-i landatiu la el. Șucățaua, nu știu.
Dar nu mere, mă, la ăla. Uite că ți-o uită. Romică, cât are o cantă din asta? 14-15 litri. Nu știu exact. Nu are cum. Păi 12 are a noastră, aia mică. Astea au 15, sigur. Băi, când dacă nu am auzit pe neaculiță de 16 ceva, zic că nu știu. Neaculiță, el știe. Păi și unul cam 60 de oi trebuie să mulgă. Cam așa vine. Ce stai? Da, cam așa vine. Poate dă lapte mai mult. Haide, un plou ăla. Te și golește, domnule. E gata. E fire, bă. Thank you.
Ale automate. Și alea se pot regla pe puncte de presiune care trag aspirația. Hai, să știi tu. Ce așa te faci? Și dacă îți faci, am mai cu toți, înțelegi? Sau... E, nu, dar cum e la voi dacă stai până să o... Hai, mă, hai! Oie! Da. Așa, cu mută te duce pliale până în capăt, după te întorci. Hai tu! Stai acolo, mă ești! E de toase? Uai! Că știi de mică ce e, că se mulge, se mulge! Hai tu! Nu, stai Șeriful. Dar cum îl cheamă? Borcea. Borcea, așa. Da. Gheață la mal, gheață la mal, de cuplin și ăsta cum îmi zice. Mă dai numai la... Cum îmi zice ăsta ei, da. Nici nu sunt așa,
Neaculiță, aici tot cu arac din ăla măsurat, așa-i? Da. Mie mi se pare mai ușor, mai... Da. Ce pace? E șeful să scutui arac acolo, nu? Păi șef, ai grijă să le fie, mai. Eu era să mă cupte așa. Trebuie să iau o oară să strângi cu arac ca să nu cadă. Da, așa arată ce facem. Pierdere aici. Da. 65, 66, 67. 67 de litri. Da, 67. Acum, cât cheac bagi la... Cam o lingură la 10 kg, merge și mai puțin, dar sara nu o băgăm. Să facă mai repede. Păi eu cam mult, maxim... Să terminăm treaba, știi? E tare teagul, e bun. Din rânză de miel, nu? Da. Aia ce le-ai făcut-o atunci. Da. A, nu, după aia îți dau un semn. După aia îți dau un semn. După aia îți dau un semn. Ce vedem. Da, da, da. Dimineața un pic mai mult, știi? Dar acum dacă bagi un pic de teag mai mult, un pic, nu mult. Da, da. Să fac un pic mai repede ca să terminăm, să nu stăm. Și cât timp îl lași așa? Nici două ore, ți-am zis, sau, dimineața lăsăm. Și aici am intrat în celar. Da. Și asta e ca... Și aici am intrat în celar. Da. Și asta e cașul ce ți-a ieșit acum. Da. Nu tot de asta, Andrei. Da. De la amiază. Mulțumim pentru... ospitalitate, Cristina și Romica, și pentru bucatele astea bune.